Indemnizația de șomaj și toate beneficiile sociale care se raportează la indicatorul social de referință cresc de la 1 martie 2023 ca urmare a majorării cu 13,8% a acestui indicator, informează Ministerul Muncii. Astfel, valoarea ISR crește de la 525,5 lei în anul 2022 la 598 lei anul acesta. După aplicarea noii valori a ISR, ajutorul social pentru persoana singură crește de la 149 la 170 de lei, iar pentru familia cu 5 persoane de la 554 lei la 631 de lei pentru 164.896 de persoane. Alocația pentru susținerea familiei crește la primul interval de venituri de la 211 lei per persoană la 240 de lei per persoană și al doilea interval de venituri crește de la 558 de lei la 634 lei per persoană. Cuantumul alocației variază în funcție de numărul de copii din familie, de veniturile acesteia, dar și de tipul familiei, monoparentală sau biparentală. Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități cresc pentru adulți de la 368 lei la 419 lei pentru handicap grav și de la 279 lei la 317 lei pentru handicap accentuat. Și indemnizațiile, primele de inserție, subvențiile și stimulentele financiare acordate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se majorează după cum urmează. Indemnizația de șomaj crește cu 73 de lei pe lună, pentru un număr de 42.345 de șomeri indemnizați aflați în evidența ANOFM la finalul lunii ianuarie 2023. Bugetul estimat la acest moment pentru toate aceste majorări este de 978 milioane lei, precizează Ministerul Muncii.